Tatăl din ceruri, care locuiește în slavă și mărire, înaintea ta venim smeriți și plini de curaj și încredere că tu ești un Dumnezeu viu. Să-ți mulțumim pentru bunătatea ta și pentru dragostea care ai avut-o față de noi și în această săptămână. Îți mulțumim pentru meritele Domnului Hristos și îți mulțumim, Doamne, că suntem aici, în acest format virtual, pentru a studia cuvântul tău. Și vrem să cerem prezența ta în mijlocul nostru, prin prezența Duhului tău cel Sfânt, ca noi să fim învățați de tine. Te rugăm să-l binecuvântești pe fratele care va ține cuvântul și pe noi de asemenea să putem înțelege și să putem să dăm mai departe acest cuvânt. Rămâi cu noi, rămâi cu toți cei dragi ai noștri, binecuvintează acest sabat, binecuvintează poporul tău și pe toți cei care încă nu te cunosc. Facă-se voia ta și tu să fii lăudat și binecuvântat. În numele lui Iisus ne-a rugat și îți mulțumesc. Amin. 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 Vă doresc tuturor pacea Domnului și să aveți un sabat binecuvântat. În seara aceasta vom avea partea a doua din studiul pe care l-am făcut sau început săptămâna trecută despre o grupare de adventiști de ziua șaptea care se numesc Davidienii. Săptămâna trecută am vorbit despre cine sunt Davidienii, adventiști de ziua șaptea. Am văzut istoricul lor, când au fost formați, de cine și, pe scurt, ne-am uitat în toată istoria lor ce s-a întâmplat cu acest grup și unde au ajuns unii dintre ei. În seara aceasta ne vom uita la credința lor. Ce cred davidienii adventiști de ziua șaptea? Să vedem ce mesaj special au ei, sau mai bine spus, cred ei că au pentru adventiștii, dar și pentru lume. Vreau să vă spun la început că atunci când pregăteam acest subiect, au fost atât de multe lucruri de spus, atât de multe învățături, încât dacă ar comenta fiecare învățătură a davedienilor, ne-ar fi luat cel puțin 3-4 ore ca să citim din scrierile lor și să răspundem din Biblia sau din Spiritul Profetic. De aceea am încercat să fac acest studiu cât mai scurt, cu învățăturile cele mai importante ale acestui grup și cred că la sfârșit vom trage cu toți o concluzie dacă davidienii au un mesaj biblic, adică de la Domnul, sau mesajul lor este un mesaj fals. Vă amintiți, săptămâna trecută am citit un citat și vreau să-l citesc în seara aceasta la început din nou. Este un citat din revista oficială al Davidienilor, Codul Simbolic, volumul 1, numărul 8, la pagina 1. Este anul 1935. Iată ce afirmă Davidienii despre mesajul lor. Dacă Dumnezeu a fost în stare să-și călăuzească slujitorii în trecut, în tot adevărul, El este în stare și acum. Prin urmare, luăm poziția că mesajul din toiac este lipsit de erori în ceea ce privește ideile prezentate. Deci este o afirmație destul de îndrăzneață, să zic așa. Ei afirmă că mesajul lor este lipsit de erori, este doar adevăr. Și de aceea trebuie să verificăm acest mesaj. Dacă într-adevăr este adevăr, lipsit de erori, datoria fiecăruia dintre noi este să-l acceptăm. Dar dacă găsim erori, atunci datoria noastră este să-l respingem. Aș vrea să începem cu probabil cea mai importantă învățătură a davidienilor și chiar
prin mărturisirea lor, cea mai controversată. Este un paragraf din site-ul lor, aveți jos link-ul. Iată ce spun ei despre cea mai importantă și cea mai controversată învățătură. Probabil cea mai controversată dintre toate învățăturile toiagului păstorului este subiectul împărăției premilenare. Mesajul declară cu tărie că împărăția slavei lui Dumnezeu sau împărăția davidică va fi stabilită în mod literal în țara promisă înainte de a doua venire a lui Hristos, Domnul nostru. Deci asta este, de fapt, mesajul cheie, mesajul principal al davidienilor. Ei cred că împărăția slavei se va forma înainte de mileniu, sau mai bine spus, vom ști un citat, înainte de închiderea Harului. Și această împărăție se va stabili în țara promisă, adică în Palestina. Vreau să citesc imediat un citat în care vom confirma ceea ce am spus. În momentul când se va stabili această împărăție, am spus înainte de închiderea Harului, dar vreau să citesc din publicațiile lor oficiale. O broșură. Iată, eu fac toate lucrurile noi din anul 1942. Toate aceste cărți și broșuri din care citesc aceste citate sunt online, în limba engleză. Nu știu câte sunt traduse în limba română, dar în cea mai mare parte se găsesc pe internet online și cine dorește, dacă cineva crede că poate am scos din context, le poate căuta și poate citi. Pagina 45-46. Scripturile arată că împărăția este așezată înainte și nu la începutul mileniului, deoarece în ziua aceea, în ziua în care împărăția este așezată și domnește pacea, o rădăcină din Isai, toiagul și ramura, va sta ca un însemn al poporului, al împărăției, toate parantezele sunt în revistă, în această lucrare, broșură. Spune Isaia, și spre ea vor căuta neamurile, Isaia 11 cu 10. Și cum după încheierea perioadei de probă, ușile împărăției vor fi închise pentru toți, însemnul trebuie, prin urmare, să fie așezat înainte de încheierea perioadei de probă. Acest însemn este împărăția. Singurul timp când neamurile vor avea șansa de a se converti la Domnul și la împărăția sa. Deci aceasta este o lucrare oficială al davidienilor în care afirma că împărăția slavei va fi așezată înainte și nu la începutul mileniului, mai precis înainte de încheierea sau închiderea perioadei de probă. Pentru că după ce va fi așezată această împărăție, va fi dată marea strigare și vor fi oamenii care vor veni în împărăție. De aceea trebuie să fie așezată înainte de încheierea perioadei de probă. Iată câteva puncte luate de pe site-ul lor despre această împărăție, ca să înțelegem despre ce este vorba, care este exact poziția lor. Punctul numărul 1. Împărăția slavei lui Dumnezeu va fi instaurată înainte de încheierea finală a perioadei de probă, dar va culmina la încheierea perioadei de probă și la revenirea lui Isus pe pământ în mod vizibil. Moment în care toți cei drepți morți vor fi înviați și se vor uni în aer cu cei neprihăniți în viață. Apoi va continua pe parcursul mileniului în cer și ulterior pe noul pământ. Asta e punctul numărul 1. Nu vreau să comentez, cred că este clar. Punctul numărul 2. Aceasta, adică împărăția, această împărăție va fi stabilită în țara promisă, Canaan, Palestina sau Țara Sfântă, Ierusalim. Punctul numărul 3. Cei 144.000 și marea mulțime, Apocalipsa 7 cu 9, aceia chemați din Babilon în timpul Marii Strigări, vor fi acolo împreună cu cei din învierea specială din Daniel 12, 2 la 3 și învierea întregii case a lui Israel din Ezechiel 37, 1 la 14. Deci, această împărăție, mai întâi, o formează cei 144.000, ei dau marea strigare și se adună o mare mulțime la marea strigare care se adună în împărăție, în Palestina.
toți oamenii aceștia vor fi acolo, în Palestina. Și după aceea avem învierea specială, cei care vor învia această înviere specială și ei se vor aduna tot în împărăția, în Palestina, și în sfârșit se vor alătura lor toți cei care vor învia la învierea atunci când va veni Domnul. Deci toți mântuiți se vor aduna în Palestina. Punctul numărul 4. Împărăția va avea pace și securitate perfectă cu o stare asemănătoare Edenului. Deci va fi un timp de pace perfectă, da? Cum a fost în Eden. 5. Întreaga lume sau majoritatea ei nu va fi convertită, așa cum o învață unele biserici. Bun? Și 6. Cei din această fază premilenară a împărăției nu vor fi nemuritori. Nemurirea va fi conferită la a doua venire a lui Hristos, nu înainte. Deci cam acestea sunt cele 6 puncte care sunt publicate pe site-ul lor, din care putem să înțelegem cam cum înțeleg ei despre această împărăție. Ce mai important este că împărăția slavei se va instaura sau așeza înainte de încheierea timpului de probă. Mai întâi, cei 144.000, aceștia dau marea strigare și vine o mare mulțime tot acolo, în Palestina. Am citit data trecută și vreau să repet același paragraf. Atunci când am amintit despre acea proprietate pe care ei l-au cumpărat în 1935 în Waco, Texas, Statele Unite, numindu-l Muntele Carmel. Și în codul simbolic, volumul 1, numărul 14, din anul 1935, august, la pagina 5, spunea: este adevărat că ne stabilim sediul pe acest munte, Muntele Carmel, în Texas, America, care se găsește în profeție, dar șederea noastră aici va fi foarte, foarte scurtă. Ei credeau că se vor aduna mai întâi acolo, în Waco, Texas, 144.000, și de acolo, când Dumnezeu va deschide calea, toți se vor muta în Palestina, în Israel, în Ierusalim. Și Dumnezeu acolo, prin ei, va înființa împărăția slavei. Bun. Acum, întrebarea noastră este dacă cuvântul lui Dumnezeu și în mod special spiritul profetic, pentru că ei folosesc anumite versete din Vechiul Testament, anumite profeții din Ezechiel, din Isaia și mai departe. Dar aș vrea să vedem dacă spiritul profetic confirmă această lumină, acest mesaj, învățătura, pentru că ei consideră că au lumină, da? Să vedem mai întâi ce spun davidienii despre Biblia și spiritul profetic în legătură cu mesajul lor. Dacă sunt în armonie sau în opoziție. Codul simbolic, volumul 7, numărul 7 la 12, din iulie-decembrie 1941, la pagina 5. Noi fiind, după cum știți, adică noi davidienii, adepți neclintiți ai Bibliei și ai scrierilor Sorei White, azi eșec cu drepturile depline, suntem siguri că atât Biblia, cât și scrierile Sorei White susțin toiagul în procent de 100%. Prin urmare, le vedem pe toate trei în perfectă armonie una cu cealaltă, toiagul dând putere și forța mesajului, așa cum a fost el transmis începând cu 1844. Deci, iată o afirmație foarte clară. Ei spun că sunt adepți neclintiți al Bibliei și al Scriptului Profetic. Și cred că Biblia, dar și scrierile Sorei White susțin toiagul, adică mesajul davidian, în procent 100%. Și atunci se pune întrebarea: ce spune spiritul profetic? Când va fi întemeiată împărăția slavă? Davidienii spun înainte de închiderea timpului de probă. Haideți să vedem ce spune Ellen White. Tragedia veacurilor, la pagina 347. Tronul slavei reprezintă împărăția slavei. Această împărăție este încă în viitor.
nu se va întemeia până la a doua venire a lui Hristos. Ce spune Ellen White? Împărăția slavei nu se va întemeia până la a doua venire a lui Hristos. Davidienii spun se va întemeia înainte de venirea lui Hristos, ba chiar înainte de închiderea timpului de probă. Vedem că Ellen White are altă poziție sau altă înțelegere despre împărăția slavei. Și mai devreme am citit că davidienii susțin că spiritul profetic și mesajul lor sunt în armonie 100%. Și acum haideți să vă arăt cum ei știu lucrul acesta, știu ce spune Ellen White. Haideți să vedem cum ei explică această contradicție între mesajul lor și spiritul profetic. Citesc o broșură, o lucrare a lor, se numește Răspunsuri, volumul 2, din 1944, pagina 77. Ascultați cu atenție, e citat mai lung puțin. Întrucât scrierile niciunui profet nu au prezis vreodată întregul adevăr de care biserica are nevoie pentru a ajunge în împărăție și întrucât au urmat alți profeți care fie au extins, fie au adăugat la profețiile deja înregistrate în Scripturi, atunci dacă cineva refuză vestea cea bună a împărăției, pe motiv că această fază a împărăției nu se găsește în scrierile Sorei White, înseamnă că adoptă aceeași poziție de neiertat și de moarte pe care au urmat-o evreii. Înseamnă să spună, sunt bogat, m-am îmbogățit cu bunuri și nu am nevoie de nimic. Această atitudine este cea care îl obligă pe Dumnezeu să îi verse din gură pe laodicienii cei călduți și mulțumiți. Mesajul de la ceasul al 11-lea a fost programat și conceput pentru a dezvălui împărăția davidiana, care se ridică din nou înaintea apariției lui Hristos pe nor. Neavând însă o lumină directă asupra acestei faze a împărăției, marea luptă nu ar fi putut să se exprime în termenii definitivi pe care îi folosește mesajul astăzi, așa cum nici William Miller nu s-ar fi putut exprima pe tema curățirii sanctuarului în termenii pe care îi citim în marea luptă. Deci, prima dată spuneau că spiritul profetic și mesajul davidienilor sunt în armonie 100%, dar în acest citat ei recunosc că în spiritul profetic nu există nimic despre vreo împărăție a slavei care ar fi formată înainte de închiderea timpului de probă. Și ei recunosc lucrul acesta, pe motiv că această fază a împărăției nu se găsește în scrierile Sorei White. Și spune cei care resping lumina, adică lumina nouă, chiar și contrar cu ceea ce spune Sora White, pentru că ea spune foarte clar că această împărăție nu se va înființa decât la venirea lui Hristos. Deci Ellen White nu că nu avea lumină, ea spune foarte clar când se va înființa. Dar cei care resping mesajul davidian adoptă o poziție de neiertat și de moarte. Deci dacă noi nu acceptăm mesajul lor despre împărăția slavei, nu vom fi iertați și vom muri. Da? Și din cauza aceasta vom fi varsați din gura lui Dumnezeu. Citesc un alt citat, iarăși broșura Răspunsuri, volumul 2, de la pagina 81 și 82, 1944, anul publicării. Prin urmare, nimeni să nu folosească în mod înșelător scrierile Sorei White, așa cum evreii au folosit scrierile lui Moise, împotriva avansării adevărului și spre vătămarea lor eternă. Din orice unghi abordat, Biblia lămurește subiectul împărăției, făcând imposibilă greșeala cuiva dacă urmează întocmai ceea ce spune cuvântul cu privire la aceasta. Deci, prima dată spun că mesajul nostru este în armonie 100% cu spiritul profetic, dar acum spun nimeni să nu folosească spiritul profetic împotriva mesajului nostru. Pentru că dacă folosim spiritul profetic împotriva mesajului lor, facem un păcat de neiertat. Vedeți cum se contrazic? Bun.
Aș vrea să mergem mai departe. Haideți să vedem acum, în această împărăție vizibilă, care va fi, în opinia lor, înființată înainte de închiderea timpului de probă. Doar să amintesc că capitolul 2 din Daniel, de exemplu, piatra care se dispește de pe munte și distruge acel chip, este această împărăție, în opinia lor, nu este Hristos. Haideți să vedem cine va fi împăratul, cine va fi conducătorul în această împărăție. Noi știm că este David, pentru că așa se numește, Davidiana. Haideți să vedem ce spun ei despre David, pe cine reprezintă David. În această ilustrație sunt prezentate trei persoane. Au, în cartea respectivă, se numește Muntele Sion, la ceasul al 11-lea, există o ilustrație cu un copac, rădăcină, tulpină și ramură. E, în această ilustrație sunt prezentate trei persoane: Isai, tatăl lui David, toiagul, David și ramura, Hristos. Relația arată că David, toiagul, nu este Hristos. Adică, cel care va împărăți David în această împărăție a slavei nu va fi Hristos, ci va fi altcineva, pe nume David, care nu este Hristos, care nu este ramură. De ce David este un tip? Și acum ne dă răspuns cine este David în mod antitipic. David fiind tipul și în împărăția slavei va fi antitipul David. Haideți să vedem cine este acest David în antitip. Inevitabil, pentru că el este singurul care se potrivește perfect antitipului. Și acum ne dat liniuța ne spune cine este antitipul. Conducerea în timpul marii strigări a soliei celui de-a treilea înger. Așa stând lucrurile, atunci rezultă în mod necesar că Saul, primul rege care a domnit peste Israel și care a fost în mare măsură responsabil pentru experiența de început a vieții lui David, este un tip al conducerii bisericii în perioada care precede marii strigări. Conducerea care a fost înființată în 1844 și cu unicul scop de a aduna pe cei 144.000, primele roade ale împărăției. În fiecare caz, tipul se potrivește perfect cu antitipul. Deci, cu alte cuvinte, conducerea Bisericii Adventiste de la 1844 până la Marea Strigare sunt antitipul, dar tipul lor este Saul. Ei reprezintă pe Saul. Antitipul pentru David este conducerea în timpul marii strigări. Și după cum davidienii cred că ei dau o mare strigare, înseamnă că conducerea lor cu Victor Hute ca profet sunt David antitipul. Ei vor conduce împărăția care va fi înființată în Palestina. Bun, haideți să vedem ce spune Spiritul Profetic. Cine este David? Pe cine reprezintă David? Iată un verset din Scriptură pe care davidienii îl folosesc, Ezechiel 34 cu 24. De fapt, ei folosesc întregul capitol 34, dar eu am pus aici doar un verset în care a amintit David. Și eu, Domnul, voi fi Dumnezeu, Dumnezeul lor, și servitorul meu, David, va fi un prinț printre ei. Eu, Domnul, am vorbit aceasta. Deci David va fi prințul lor, adică celor răscumpărați în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune Ellen White, cine este David. Patriarh și profeți, la pagina 754. Pline de slava sunt făgăduințele date lui David și casei lui. Făgăduințe care țintesc către veacurile veșnice și își găsesc de plina lor împlinire în Domnul Hristos. Dumnezeu declară, și acum dă Psalmul 89, de la 3 la 28. Dar aici avem doar câteva versete. Am sărit peste câteva. Am jurat robului meu David. El îmi va zice, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stâncă mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Am jurat robul meu David. Și sora va spune că aceste făgăduințe către David își găsesc de plină lor împlinire în Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos, de fapt, este antitipul pentru David.
Nu așa cum spun davidienii, David reprezintă conducerea bisericii davidienilor după Marea Strigare. Bun. Acum, dacă împărăția slavei va fi înființată înainte de închiderea timpului de probă, înseamnă că înainte de închiderea timpului de probă și în timpul când mesajul davidian va fi dat, începe și sigilarea celor 144.000. Haideți să vedem ce spun davidienii. Când a început sigilarea? Și așa cum vedeți aici pe ecran, sigilarea celor 144.000 a început în anul 1929. Asta este solia lor. Și imediat dăm confirmare. Citim Întoiagul Pastorului, volumul 1, deci prima carte care a fost tipărită, pagina 32, anul 1930. Iată ce spune profetul lor, Huter. Pentru a înțelege corect mesajul îngerului al treilea, îl vom împărți în trei perioade. Deci, mesajul acelui de trei înger. Ei îl împărtesc în trei perioade. Da, prima perioadă. Începutul proclamării sabatului adevărat. Perioada numărul 2. Reforma și pecetluirea celor 144.000. Și perioada numărul 3, Marea Strigare din Apocalipsa 18 cu 1. Adevărul despre sigilare, sigilarea celor 144.000, fiind făcut cunoscut, este evident că ne aflăm în a doua perioadă. Prima perioadă a început 1944, da? Începutul proclamării sabatului adevărat. A doua perioadă, pentru că a început să se proclamă, așa spune Cuter, înseamnă că deja trăim, ne aflăm în a doua perioadă, în timpul sigilării. Și anul este 1930. Dacă nu am fi cunoscut începutul mesajului îngerului al treilea, la începutul său, nu am fi avut niciun mesaj. Prin urmare, trebuie să cunoaștem timpul ultimelor două perioade când acestea au apărut, nefiind de o mai mică importanță. Haideți să vedem acum mai precis când a început sigilarea. Următorul paragraf. Iarăși, Toiagul Pastorului, volumul 1, pagina 32. Dacă ar fi să stabilim momentul exact al începerii acestei sigilări, am spune că ea a început undeva în anul 1929. De ce anul 1929? De unde știu ei că a început în anul 1929? 29. Și imediat dăm răspunsul. Același carte, la pagina 157. Experiența Izraelului fiind un tip al Izraelului adevărat, cei 144.000, și o duplicare a bisericii de acum, după cum se explică în secțiunea 4, și noi trebuie să fim răscumpărați la fel ca ei. Din acest motiv, profetul a folosit expresia a sosit anul răscumpărării mele. Conform Scripturii, aceasta trebuie să fie anul în care au venit lecțiile, 1929, când Dumnezeu a început să-și izbăvească poporul de corupțiile din biserică. Acesta este motivul pentru care ei cântă cântarea lui Moise și a mielului. Dacă acesta nu ar fi fost anul profetic, chemarea nu ar fi venit, pentru că Dumnezeu păstrează timpul exact. Cu alte cuvinte, atunci când Victor Hute a început să prezinte învățăturile lui la școala de sabat, în Biserica Adventistă, 1929, ei au înțeles că de fapt a început sigilarea celor 144.000. Și este un an profetic. Așa că putem spune că mesajul lor este următorul. Judecata celor morți a fost în perioada 1844-1929. Judecata celor vii a început în anul 1929, doar că ei credeau că va fi foarte scurt, de aceea și s-a adunat acolo pe Muntele Carmel, în America, în Texas, crezând că va fi foarte scurt și chiar în timpul vieții lor totul se va termina. Au trecut aproape 100 de ani.
Bun, hai să citim încă un citat acum. Să confirm asta cu judecata celor morți că s-a terminat conform cu credința lor în 1929. Cartea Răspunsurii, volumul 2, la pagina 33, din anul 1944. Dacă sigilarea nu este în desfășurare acum, atunci mesajul sigilării pe care l-am transmis din 1929 nu ar fi un adevăr prezent acum, așa cum proclamarea judecății morților nu ar fi fost un adevăr prezent din 1944 până în 1929, dacă morții nu ar fi fost judecați în acea perioadă. Astfel, a suspina și a geme din 1929 pentru urăciunile din biserică a fost dovada supremă că trăim în perioada sigilării. Deci este clar, judecata celor morți s-a terminat în 1929, de atunci încoace trăim în timpul judecății celor vii, când și a început sigilarea celor 144.000. Un lucru interesant este acum că am văzut mai devreme, ei spun că anul acela, 1929 și 1930, sunt ani profetici. Și iată aici o schiță sau o hartă profetică, cum să o numim, și vedem că în învățăturile lor există perioade profetice după anul 1844. Mai sus, aveți, dacă se vede bine, dar o să fac eu să vedeți mai bine acum, avem anul 508, când încep cele 1290 de ani, și se termină în 1798, după aceea avem anul 538 și avem 1260, mai întâi 1290 erau, da? Și avem 1335 de ani, de asemenea 1144. Aici le cunoaștem, noi ca adventiști trebuie să cunoaștem aceste perioade profetice. Dar dacă uitați sus, scrie anul 1500. Și de la anul 1500 avem 390 de ani din Ezechiel, capitolul 4 cu 5, care se termină în anul 1890. Deci avem o perioadă profetică din 1500 până la anul 1890. De asemenea, avem încă o perioadă profetică de 40 de ani, de la 1890 până la 1930. Și acum vreau să vă arăt de ce. De ce anul 1500? Ce are anul 1500 cu profeția? Ei folosesc aceste versete din Ezechiel, capitolul 4, versete 5 și 6, dar hai să vedem de ce anul 1500. Toiagul pastorului, volumul 1, pagina 115. Putem presupune, deci putem doar presupune, nu putem dovedi, putem doar presupune că perioada de 390 de ani a început aproximativ în 1500 după Hristos, când Luther a găsit Biblia, și s-a încheiat în 1890 după Hristos, unde a început perioada de 40 de ani, care avea să se încheie în 1930. Luther a găsit Biblia în Universitatea Erfurt. Eu am căutat să văd în ce an a găsit Biblia. El ne va spune, dar nu spune anul. Și am găsit că Luther a intrat în această universitate în 1501. Ceea ce înseamnă că nu are cum să găsească Biblia acolo în anul 1500. Deci anul 1500 este un an greșit. Ceea ce ei și recunosc că mesajul s-ar putea să fie câteva luni mai târziu sau chiar câteva ani, nu neapărat 1930. Deci ei doar merg cu presupuneri. Bun. Dar nu doar acele versete din Ezechiel, capitolul 4, le iau ca perioade profetice de 390 și 40 de ani, ei fac de asemenea un alt calcul la care ajung iarăși la anul 1930. Și de data aceasta au acea călătorie a poporului Israel de 430 de ani. Și haideți să vedem cum ei explică experiența Israelului de vechime de 430 de ani cu timpul sfârșitului. Toiagul pastorului, volumul 1, la pagina 108.
Este iarăși anul 1930. Avraam a fost chemat de Dumnezeu prin cuvântul rostit, Luther prin cel scris. Adică Avraam este tipul, Luther este antitipul. Avraam a fost chemat să iese din casa tatălui său prin cuvânt, Luther a fost chemat, să vedem, să iese din Roma prin cuvântul cel scris, găsind Biblia. Avraam este părintele credinței, la fel este și Luther, pentru că Luther a descoperit mesajul cel neprihănit va trăi prin credință. Avraam este tipul, Luther este antitipul. Dacă acest lucru este adevărat, atunci cei 430 de ani din vremea noastră au început cu Luther. În jurul anului 1500 după Hristos, Luther a descoperit în biblioteca Universității din Urfurt o Biblie în limba latină și a constatat spre bucuria lui că aceasta conținea mai mult decât extrasele în uz comun. Astfel, Dumnezeu, prin cuvântul său, l-a chemat pe Luther din Roma papală. Așa cum Avraam a fost chemat de Dumnezeu și copiii lui Avraam au călătorit 430 de ani, au fost și în robie în Egipt și așa mai departe, tot așa, Luther a fost chemat din Roma papală și urmașii lui au călătorit prin pustia, în Egipt și așa mai departe, până la anul 1930. Când a venit solia lui Victor Hute de eliberare și de sigilare. Cam asta este mesajul lor. Deci anul 1930 este un an profetic. Și nu doar acest an. N-am avut aici timp să pun și alte date. Din 1500 ei au mai multe date și 1850 este acolo profetic și multe date din istoria adventistă. Dar asta este, ar fi prea mult să amintim acum. Ceea ce este important este că în mesajul Davidienilor există perioade profetice după anul 1844. Și acum vreau să citesc doar două citate din scritul profetic să vedem ce spune Ellen White despre timpul profetic, despre cei care caută timp profetic după anul 1844. Citesc primul citat, Tragedia Veacurilor, 457. Eforturile repetate de a găsi date noi pentru începutul și încheierea perioadelor profetice și judecata nesănătoasă pentru a susține aceste poziții, nu numai că a îndepărtat mințile de la adevărul prezent, ci au și aruncat dispreț asupra tuturor eforturilor de a explica profețiile. Vă amintiți că sora White spune clar că după anul 1844 nu mai avem timp profetic. Avem și studiu întreg despre acest subiect, cine vrea poate să caute pe YouTube. Deci, după anul 1844, nu mai avem timp profetic. Toate perioadele profetice s-au încheiat în anul 1844. Cei care fac eforturi repetate de a găsi date noi pentru încheierea unor perioade profetice merg cu judecata nesănătoasă. Ei folosesc Scriptura, dar prin judecata nesănătoasă. Și lucrul acesta îndepărtează mințile, îndepărtează oamenii de la adevărul prezent și aruncă dispreț asupra tuturor eforturilor de a explica profețiile. Deci acest citat arată foarte clar mesajul Davidienilor, dacă este de la Domnul sau vine din altă parte. Citesc un alt citat. Frații și surorile noastre trebuie să se ferească de oricine vrea să stabilească o dată a împlinirii cuvântului Domnului cu privire la venirea sa, ori cu privire la oricare altă făgăduință, inclusiv sigilarea. Cum zic ei, 1929 a început sigilarea, 1930 este un an profetic. Deci sunt anumite făgăduințe din cuvânt și noi trebuie să ne ferim de oamenii care caută să stabilească date noi pentru împlinirea anumitor profeții, pe care Domnul a făcut-o cu o semnificație deosebită. Învățătorii falși pot părea foarte zeloși în lucrarea lui Dumnezeu și pot cheltui banii pentru a-și răspândi teoriile în lume și în biserică. Dar pentru că amestecă eroarea cu adevărul, solia lor este o solie de amagire și va duce sufletele pe căi greșite. Ei trebuie să fie combătuți și opriți.
Nu eu numesc învățătorii falși. Spiritul profetic spune că acești oameni care introduc perioade profetice după anul 1844 sunt învățători falși. Cu toate că au mare zel. Și într-adevăr, dacă v-ați întâlnit cu davidienii, veți vedea că sunt cu foarte mare zel. Au broșurile lor, merg la tabere și caută să împărtășească cât mai multe broșure. Fac videouri pe YouTube. De multe ori, videouri cu conținut bun, cu reforma sanitară, cu reforma îmbrăcămintea. Au fost chiar niște videouri pe care frații noștri, neștiind, le împărtășesc mai departe. Și în felul acesta, neștiind, unii frații ai noștri răspândesc mesajul davidian mai departe. Nu doar davidienii, mulți frații adventiștii îi ajută în lucrarea lor. Pare să știe lucrul acesta. Pentru că mesajele acestea despre reforma sanitară, care pot să spun că sunt mesaje bune, sunt doar mijlocul de a merge înainte. În felul acesta, ei ajung în casele multor adventiști. Și un adventist care a ascultat o prezentare bună despre reforma sanitară spune, hai să ascult și alta despre nu știu ce subiect. Și în felul acesta, mesajul lor, din păcate, uneori, cu ajutorul nostru, ajunge în casele multor frați. Dar pentru că ei amestecă eroarea cu adevărul, solia lor este o solie de amagire. Și va duce sufletele pe căi greșite. De aceea, fraților, nu ajutați ca sufletele să se duc pe căi greșite. Veți fi vinovați dacă împrăștiați mai departe acele mesaje din acest grup. Pentru că ei sunt învățătorii falși. Așa spune Scriptul profetic. Bun. Acum, dacă cei 144.000 se sigiliază din 1929. Eu n-am citit. Scriptul profetic spune foarte clar și am avut studii în trecut. Sigilarea a început, conform cu Ellen White, în 1844. Dar să zicem că luăm mesajul lor, 1929. Ei credeau și încă, nu știu, probabil încă cred, că cei 144.000 nu vor muri niciodată. Da? Cei sigilați de la 1929 încoace nu vor muri niciodată. Eu nu știu care este explicația lor astăzi, dar vreau să vă citesc acum declarațiile făcute de Hutter și de davidienii din timpul acela despre faptul că cei care sunt sigilați și, bineînțeles, Hutter credea că este sigilat, de la 1929 încoace nu vor muri niciodată. Citim primul paragraf, codul simbolic, volumul 1, numărul 4, la pagina 4. 1935 este anul. Țineți-vă ochii deschiși și gura închisă atunci când Duhul nu vă dă voie să vorbiți. Aveți mintea activă și nu lăsați să vă slăbească credința sau să vă lipsească curajul. Țineți-vă genunchi în mișcare și nu lăsați ocaziile să fie neglijate, pentru că mișcările finale vor fi rapide. Astfel veți umbla cu Dumnezeu ca Enoch din vechime. Așa cum el, Enoch, a fost luat fără să guste moartea, așa veți fi și voi. Deci iată un mesaj, 1935, ultimele, mișcările finale vor fi rapide și așa cum Enoch a fost luat fără să vadă moartea, așa, pentru că sunteți sigilați, așa veți fi și voi luați fără să gustați moartea. Acesta a fost mesajul din 1935. Citesc un alt citat. 1937, codul simbolic, volumul 3, numărul 5-6. Vreau să vă spun despre ce este vorba aici. Hutef a fost acuzat chiar de unii davidieni că trăiește în curvie, că a avut o soție pe care a părăsit-o din cauza care a respins mesajul și s-a recăsătorit cu altă soție, despre care am amintit data trecută, soția lui care a preluat conducerea după moartea lui. Și această soție a fost mult mai tânără decât el. Diferența în vârstă între Hutev și soția lui era de 34 de ani. 34 de ani. Și unii l-au acuzat că s-a căsătorit cu o minoră și că nu este biblic ceea ce face. Și bineînțeles, avem aici răspunsul
Ei dau niște versete din Biblie în care arată că unii din vechime, Vechiul Testament, unii eroi al credinței aveau soții mult mai tânăre. Și ei justifică căsătoria lui Hutef cu această femeie și de asemenea ei neagă că Hutef a fost căsătorită înainte de a lua pe aceasta de soție. Eu nu știu dacă a fost căsătorit odată și dacă a divorțat, asta nu știu, n-am găsit nicio informație, dar cam asta a fost acuzația și nu e important lucrul acesta, dar doar vreau să vă dau background despre acest paragraf. Ceea ce ne interesează este mesajul care este cu roșu și cu verde. Cei care cred în adevărul prezent și totuși continuă să găsească greșeli în căsătoria fratelui Hutef ne dovedesc una din cele două lucruri. Fie că sunt gânditorii superficiali, fie că nu au credință în ceea ce cred. Pentru că mesajul ne învață că noi, ca parte de acelor 144.000, nu vom muri niciodată. Aceasta a fost credința lor. Ei credeau că cumpărând acel loc în Waco, Texas, Muntele Carmel, șederea lor va fi acolo foarte scurtă pentru că Dumnezeu în curând va deschide calea pentru mutarea lor în Israel, împreună cu Victor Hutter în frunte, pentru că el era sigilat, era profetul lor. Așa cum am amintit data trecută, în 1955 Victor Hutter a murit. Și atunci a fost o mare zguduire în mișcarea davidiană și chiar atunci mulți au plecat. Toți aceștia care au trăit în 1935-37, uite când aceste citate au fost publicate, sunt morți astăzi. Ori nu au fost sigilați, adică nici unul nu va fi mântuit, ori mesajul lor a fost un mesaj fals. Nu știu astăzi ce spun ei despre aceste paragrafe, n-am găsit care este explicația lor astăzi despre aceste paragrafe și despre această credință. Dacă într-adevăr încă cred că sigilarea a început în 1929, dacă cred astăzi altfel, înseamnă că nu mai cred în mesajul lui Pute. Și lucrul acesta înseamnă că nu au adevărul, nu? Pentru că ei au stabilit la început că au tot adevărul. Dacă cred încă că sigilarea a început în 1929, atunci cum facem că au murit mulți care au fost sigilați? Chiar aș vrea să găsesc care este explicația lor despre lucrul acesta, dar pentru mine este destul de clar că mesajul lor este destul de dubios, nu? Bun, haideți să vedem mai departe despre rana de moarte. 1798. Să vedem ce spun davidienii despre rana de moarte care a fost primită de prima fiară, adică papalitate. Citesc imediat primul paragraf. De fapt, este un paragraf mai lung din Cartea Toiagul Pastorului, volumul 1, prima carte scrisă de Victor Hute, din 1930, paginile 2212-2215, mă scuzați, 212-215. Cornul cel mic al fiarei din Daniel 7:8, care a venit după aceea între cele 10 și în locul căruia au căzut trei, a fost interpretat de davidieni, asta este contextul, ca fiind capul papal. Și este corect, și noi credem același lucru. Din 538 până în 1798 și care a fost rănit, atenție, în secolul al XV-lea. 1798 este secolul XVIII-lea. Ei spun că cornul cel mic a fost rănit în secolul al XV-lea. Și să vedem acum cine și cum. Rana mortală a adus divizarea și multiplicarea capului. Deci a fost un singur cap la început. Nu erau șapte. Dar când a fost dată rana de moarte, capul s-a divizat și s-a multiplicat, așa cum este descris în Apocalipsa 13, 1. De la 1 au devenit șapte capete. Cele șase capete reprezintă protestantismul, iar unul care a fost rănit, catolicismul. Cele șase capete protestante și unul catolic formează numărul biblic 7, care înseamnă complet,
totul. Cele 10 coarne reprezintă civilizația prezentă sub puterea civilă. Capetele sunt simboluri ale întregii creștinătății. Da? Ați înțeles? Coarnele, 10, sunt puterea civilă. Capetele, cele 7 capete, reprezintă întregul creștinism. 6 fiind protestantismul și a 7-a este catolicismul, care a fost rănită. Exilul papei Pius al VI-lea în 1798 și moartea sa la Valence, Franța, la 19 august 1799, nu reprezintă primirea rănii, ca de altfel nici moartea oricărui alt papa înainte sau după. Aceasta a împlinit doar Apocalipsa 13 cu 10. Cel care duce în captivitate va merge în captivitate. De asemenea, marea perioadă profetică, adică faptul că a murit papa și a fost luat ca prizonier, împlinește și marea perioadă profetică a celor 1260 de ani din Daniel 7 cu 25. Deci iată încă o dată spune că anul 1798 nu este de fapt rănirea de moarte a papalității. Pentru că papalitatea a fost rănită în secolul XV. Și acum hai să vedem cum și de cine. Observați cu atenție că rana de moarte nu a fost provocată de niciunul dintre cele 10 coarne, precum cornul mic din Daniel 7:8, după care trei au căzut. Dacă vreunul dintre coarne ar fi provocat rana, ar fi indicat că aceasta urma să fie aplicată de o putere civilă. Astfel, Berthier ar putea fi acreditat pentru aplicarea loviturii. Nu știu dacă ați înțeles ce spune. Deci, cele 10 coarne nu spune nicăieri Biblia ca rana de moarte al capului papal, că a fost rănit de coarnele. Dacă scrie că unul dintre coarne l-ar fi rănit pe capul papalității, atunci, da, putem spune că puterea civilă, adică Franța, Berthier, a făcut această lucrare, a adus rana de moarte. Dar din moment ce coarnele nu au avut nimic de a face cu capul, este evident că rănirea a venit din interiorul capului. Deci nu din afară, nu din Franța, nu de Napoleon, ci din interiorul bisericii. Prin urmare, Luther este singurul care poate fi acreditat pentru acordarea loviturii. Bun. Următorul paragraf. Observați că fiara are 7 capete. Unul a fost rănit, dar 6 nu sunt. Capul care a primit rana este interpretat a fi capul papal, rănit de Martin Luther. Lovitura fiind dată de adevărata doctrină biblică predată de Luther, rezultatul a fost că protestantismul a intrat în scena acțiunii în opoziție cu capul. Aceasta este ceea ce a provocat rana. Acum, eu sunt de acord că Martin Luther a rănit capul, dar nu mortal. Aici este problema. Protestantismul, cu adevărat, nu doar Martin Luther, ci alți protestanți au dat o rană papalității. Dar nu a fost rana mortală. Rana mortală, vom vedea mai târziu în scritul profetic, a venit în anul 1798. Deci nu Martin Luther a aplicat rana de moarte papalității. Afirmația fiind adevărată, atunci, atâta timp cât protestantismul rămâne loial principiilor biblice și capului în existența, aceea vată mare, adică rana, ar rămâne deschisă. Dar dacă protestantismul s-ar îndepărta de angajamentul lor, Biblia și numai Biblia, sau ar refuza lumina nouă, lumina nouă este lumina Davidienilor, rana ar fi vindecată, iar lumea s-ar mira după fiara. Aceasta însemnând apostazie. Deci atunci când protestantismul va respinge acest angajament, Biblia și noi Biblia, și când va refuza lumina nouă, inclusiv adventismul, putem spune că rana de moarte a fost vindecată. Asta este ceea ce spun ei. Da? Deci rana de moarte a venit prin Martin Luther în secolul XV. Este afirmația lui Victor Hute. Haideți să vedem ce spune Scriptul Profetic. Tragedia Veacurilor, la pagina 439. Această perioadă, 1260 de ani, așa cum se spune în capitolul precedent, a început cu supremația papală anul 538,
după Hristos și s-a încheiat în anul 1798. La data aceasta, papa a fost făcut prizonier de către armata franceză, puterea papală a primit rana de moarte și astfel s-a împlinit profeția. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. E deci că spiritul profetic afirmă foarte, foarte clar că rana de moarte nu a fost dată de Martin Luther, ci a fost dată de armata franceză în anul 1798. Este momentul când papalitatea și-a pierdut puterea civilă. Martin Luther, am spus mai devreme, da, a aplicat o rană, dar Martin Luther nu a luat papalității puterea civilă. Chiar dacă Biserica Română Catolică a fost rănită de protestantismul, totuși încă avea putere civilă din partea ei. Dar atunci când Berthier a intrat în Roma și l-a luat pe papă ca prizonier, el și-a pierdut, papalitatea și-a pierdut puterea civilă. Și de aceea spunem că a primit rana de moarte. Și rana de moarte va fi vindecată atunci când tiara, papalitatea, își va primi înapoi puterea civilă. Și lucrul acesta se va întâmpla atunci când biserica și statul se vor uni mai întâi în America și după aceea în Europa și toate celelalte țări. Bun. Deci asta vedem încă un mesaj evident fals. Vă amintiți că la început am citit un paragraf în care ei spuneau că Biblia, spiritul profetic și mesajul davidienilor sunt în armonie 100%. Și noi vedem că aproape fiecare mesaj despre împărăție, despre David, despre sigilare, stabilire de date și acum despre rana de moarte, toate aceste mesaje al davidienilor sunt de fapt în contradicție cu spiritul profetic. Nu vedem absolut nicio armonie între spiritul profetic și mesajul davidienilor. Este totală opoziție, contradicție. Bun. Acum vreau să mergem la ultimul mesaj, ultima învățătură al davidienilor. Așa cum am spus, sunt mult mai multe, dar din cauza de timp și n-am vrut să fie prea lung, m-am oprit la aceste câteva învățături și cred că sunt suficiente. Haideți să vedem ce lumină au ei despre trâmbițele. Lumina nouă despre trâmbițele. Și vă arată aici o hartă profetică. E bine că e tradusă și în limba română. Cele 7 trâmbițe. Și vreau să vă arăt cum davidienii interpretează cele 7 trâmbițe. Poate se vede aici mai mic ecranul, dar eu vă dau acum listă întreagă din ceea ce este scris aici la mijloc. Haideți să vedem. Prima trâmbiță. Mesajul lui Noe. Deci prima trâmbiță a avut loc în timpul când Noe a predicat mesajul despre potop. Asta e prima trâmbiță în Vechiul Testament. A doua trâmbiță este Exodul, ieșirea poporului din Egipt. A treia trâmbiță, venirea Bibliei, adică scrierii lui Moise. A patra trâmbiță, robia babiloniană. A cincea trâmbiță, sunt două faze. Prima fază, venirea lui Isus, nașterea lui, viața lui și ultima fază B, moartea lui Isus. Deci, întreaga viață lui Isus, de la naștere până la moarte, este trâmbița a cincea. Trâmbița a șasea are mai multe faze. Prima fază, mesagerii. E vorba de Biserica Apostolică. 2 sau B, Babilonul Medieval. C, 200 de milioane de ostași cerești, de predicatorii umpluți cu Duhul Sfânt, E, mesajul, e vorba de, cred că mesajul davidian, F, urmașii și G, sau G, vremea secerișului. Adică marea strigare. Și trâmbița a șaptea este închiderea harului și plăcii. Adică trâmbița a șasea, putem spune, este de la moartea lui Isus, Biserica Apostolică, până la închiderea Harului. Întreaga era creștină de aproape 2000 de ani, de 2000 de ani, nu de aproape, ci deja 2000 de ani, este de fapt trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea va începe la închiderea Harului și cuprinde plăgile.
Deci cam asta este interpretarea davidienilor despre cele șapte trâmbițe. Este foarte interesant pentru că n-am găsit în Adventism cineva să prezinte trâmbițe în felul acesta. Și aș vrea să acum să vă citesc doar un citat din Scriptul Profetic să vedem dacă Ellen White este de acord cu ceea ce scrie aici. Este un comentariu la trâmbița a șasea a Sora White din cartea Tragedia Veacurilor. Haideți să vedem ce spune Sora White despre trâmbița a șasea, când are loc împlinirea acestei trâmbițe. Tragedia Veacurilor, pagina 335. În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a produs un interes larg răspândit. Cu 2 ani mai înainte, Josiah Litch, unul dintre pastorii conducătorii ai predicării celei de-a doua veniri, a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa, capitolul 9. În capitolul 9, Apocalipsa, avem trâmbița a 5-a și trâmbița a 6-a, prezicând căderea Imperiului Otoman. După calculele sale, această putere urma să fie zdrobită în anul 1840, în luna august, sau mai precis, 11 august. Chiar la data fixată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protecția puterilor aliate ale Europei, așezându-se în felul acesta sub controlul popoarelor creștine. Evenimentul a împlinit profeția cu exactitate. Da? Deci Ellen White spune că calculul lui Josiah Litch, că trâmbița a șasea se va împlini pe data de 11 august 1840, este o altă împlinire remarcabilă a profeției. Și acest eveniment a împlinit profeția cu exactitate. Deci Ellen White este de acord cu interpretarea lui Josiah Litch despre trâmbița a șasea. Și dacă ne uităm la interpretarea tuturor trâmbițelor din perioada pionierilor, vom vedea că ei au acceptat interpretarea lui Josiah Litch despre toate șapte trâmbițe. Aceasta a fost, de fapt, adevărul despre trâmbițele în timpul pionierilor. Ceea ce prezintă Victor Hooter și davidienii astăzi, de fapt, este, să zicem așa, pentru ei lumina nouă. În niciun caz nu este în armonie cu spiritul profetic. Este în opoziție totală cu spiritul profetic. Cele șapte trâmbițe nu au nimic cu timpul lui Noe. Nu au nimic de a face cu timpul Exodului. Cele șapte trâmbițe sunt sau cuprind era creștină. De altfel, întreaga Apocalipsa este de fapt o profeție despre ce se va întâmpla de la timpul lui Ioan până la împărăția veșnică a lui Dumnezeu, după 1000 de ani. N-are nimic Apocalipsa și, în mod special, trâmbițele cu Vechiul Testament. Aceasta este doar o eroare pe care, din păcate, acești oameni, acești davidienii, îl prezintă și, din păcate, reușesc să înșele pe unii oameni. Bun. Deci, așa cum am spus, doar aceste învățături le amintim în seara aceasta. N-am vrut să facem partea a doua sau partea a treia. Ar fi avut multe alte să amintim, dar am încercat să fie cât mai, cum să zic, scurt mesajul. Concluzia la care eu am ajuns, după toate aceste paragrafe citite din publicațiile lor, din Spiritul Profetic, concluzia mea este că solia davidienilor de ziua șaptea este o contrafacere a adevărului. Este un mesaj fals, este un mesaj inspirat de o sursă care nu este sursă cerească. Mai sus aveți steaua care este simbolul lor. Deci, dacă spiritul profetic de Ellen White a fost inspirată de Dumnezeu, este clar că davidienii sunt inspirați de vrăjmașul lui Dumnezeu. Și Victor Hutev, care este socotit ca profetul lor, de fapt este un profet fals. Și mi-mi pare rău că după eșecul lor, după 1959, vă amintiți cei care ați fost prezenți data trecută, totuși astăzi, în 2024, încă există
suflete, încă există adventiștii care cred acest mesaj. Este atât de clar că mesajul acesta este greșit, este fals de la început până la capăt. Dar știți cum este? Fiecare eroare își găsește suporterii. Aș vrea să închei cu un citat ultimul din Spiritul Profetic, în care Sora White putem spune că ne avertizează să avem mare grijă, pentru că ne putem aștepta la multe, multe încercări din partea vrăjmașului de a ne înșela. Și, din păcate, unii vor fi înșelați. Citesc din manuscris 11, anul 1906. Mântuitorul a prezis că în zile din urmă vor apărea profeți falși și vor atrage ucenicii după ei. Mă opresc puțin. Profeți falși. Victor Hute este unul care împlinește în mod desăvârșit aceste cuvinte. A apărut în 1929 în Biserica Adventistă și a atras ucenicii după el. Și, de asemenea, ca cei care în acest timp de primejdie ar trebui să rămână fideli adevărului, vor avea de întâmpinat erori doctrinare atât de specioase. Am căutat un dex, ce înseamnă cuvântul specios. Înseamnă care au doar aparențe favorabile, plăcute, dar sunt amagitoare, înșelătoare, încât, dacă ar fi posibil, chiar cei aleși vor fi înșelați. Deci, acesta este ceea ce facem noi astăzi. Cei care în acest timp de primejdie, timpul nostru, ar trebui să rămână fidelii adevărului, și eu cred că fiecare dintre noi vrea să rămână fidel adevărului, vor avea de întâmpinat erori doctrinare atât de specioase, amăgitoare, înșelătoare. Și exact lucrul acesta vedem. Erorii clare al davidienilor. Noi le întâmpinăm prin această prezentare și avertizăm pe frați să fie foarte atenți, să nu se lase înșelați de acest grup de oameni, de acest mesaj care este evident fals, încât, dacă ar fi posibil, chiar cei aleși vor fi înșelați. Acești falsi profeți vor trebui întâmpinați. Sunt unii care spun, dar lăsați ce vă ocupați voi acum cu davidienii. Lasă fiecare să facă ce vrea, Dumnezeu să judece, nu? Lasă fiecare să prezinte mesajul, Dumnezeu este cineva care judecă, Dumnezeu judecă, voi nu aveți treabă, voi faceți, vedeți treaba voastră. Am auzit mulți frații care nu se amestecă. Când apară anumite învățături false, spune, nu are nimic, ce, eu, nu sunt eu chemat ca să intervin. Ba da, spune Sora White că acești falsi profeți vor trebui întâmpinați. Va trebui să dăm un sunet clar din trâmbiță și să spunem poporului că vine profetul fals, nu? Că vin învățătorii falși. Aveți grijă, nu primiți pe davidienii, nu primiți mesajul lor. Este datoria noastră să facem lucrul acesta. Ei vor face un efort pentru a înșela pe mulți. Și, așa cum am spus, ei chiar fac acest efort. Sunt aici unii frații care au avut experiența cu ei și știu că sunt foarte activi, foarte zeloși, ducându-i să accepte teorii false. Multe versete vor fi aplicate greșit, în așa fel încât teoriile înșelătoare se vor baza, aparent, pe cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu. Ei folosesc în mod special profețiile din Vechiul Testament despre împărăția lui Israel. Adevărul prețios va fi însușit pentru a dovedi și a stabili eroarea. Acești profeți falși, care pretind că sunt învățați de Dumnezeu, vor lua versete frumoase care au fost date pentru a împodobi adevărul și le vor folosi ca o haină a neprihănirii pentru a acoperi false și periculoase teorii. Deci, ei nu vin cu, nu știu, alte cărți, ei vin cu Biblia. Și chiar am văzut un lucru, davidienii folosesc foarte mult spiritul profetic. În toate lucrările lor, pe care le-am uitat pe internet să văd, că trebuia să descarc, trebuia să mă uit prin ele ca să scot citatele acestea, folosesc foarte mult spiritul profetic. Dar îl folosesc în așa fel încât
să acopere teorie falsă și periculoasă. Te folosești cu adevărul ca să susții eroarea. Lucrarea diavolului. Aici este foarte clar că Victor Hutef a fost inspirat și a fost condus de o minte diabolică. Folosind Biblie și Spiritul Profetic, a reușit să înșele destul de mulți oameni. Și din păcate încă și astăzi ne înșală. Chiar și mort, prin scrierile lor, lui înșală mulți frați. Adevărul prețios va fi însușit, nu știu dacă vine cuvântul însușit, pentru a dovedi și a stabili eroarea. Și acum ultimul paragraf. Chiar și unii dintre aceia pe care Domnul le-a onorat în trecut se vor îndepărta atât de mult de adevăr încât vor susține teorii înșelătoare cu privire la multe faze ale adevărului. Cel mai trist mesaj. Mulți, unii, spune aici, dintre aceia pe care Domnul le-a onorat în trecut, au fost chiar oamenii convertiți, oamenii care au apărat adevărul, au predicat adevărul, se vor îndepărta atât de mult de adevăr încât vor susține teorii înșelătoare cu privire la multe faze ale adevărului. Și am văzut mesajul Davidian, sunt foarte multe teorii false, înșelătoare, cu privire la multe faze, cu împărăția, cu sigilarea, cu trâmbițele, cu papalitatea, cu rana de moarte, deci au foarte, foarte multe mesaje false. De aceea, fraților, avem lumina în Isaia 8 cu 20. Ce trebuie să facem atunci când apar astfel de învățători sau profeți falși? La lege și la mărturie. Dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru că nu au lumina în ei. Și cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să respingem complet mesajul lor și să nu răspândim pregile lor de pe YouTube sau de pe Facebook altor persoane care pot să fie înșelați prin noi. Dacă noi poate nu vom fi înșelați, știm cine sunt acești oameni, dar dăm videourile lor, prezentările lor altora care nu cunosc adevărul așa cum cunoaștem noi, poate acești oameni vor fi înșelați și vor primi mesajul Davidian. Și atunci noi vom fi vinovați pentru că prin noi minciuna a fost dusă mai departe la oamenii care poate altfel ar fi rămas în adevăr. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și de asemenea să ne păzească de aceste învățături false și de acești profeți falși. Victor Hutef este doar unul dintre ei. Sunt mult mai mulți, pentru că în fiecare zi auzim ridicându-se învățătorii noi care vin cu învățături noi. Ba unii cu săbatul, alții cu sanctuarul, alții cu, nu știu, alt mesaj. Aproape fiecare punct de credință adventă este atacat astăzi. Dar noi avem o platformă pe care Dumnezeu, prin Spiritul Profetic, a așezat-o pentru picioarele noastre. Singura noastră siguranță este să stăm pe această platformă. Dacă ne lăsăm duși în eroare de acești profeți falși, înseamnă că am coborât de pe platforma pe mare și atunci când va veni furtuna, nu vom rămâne în picioare. Vom fi luați de valuri, da? Și vom fi duși în rătăcire și în moarte. De aceea Dumnezeu să ne ajute să stăm ferm de partea adevărului și să ne dea un discernământ spiritual să putem face deosebire clară între adevăr și minciună. Duhul lui să fie cu noi, să ne conducă în tot adevărul și să ne ajute să putem observa la timp Duhul minciunii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Aș ruga pe cineva care dorește să înalțe rugăciune pentru închidere. Amin. Cine dorește? Pot eu? Da, sigur. Pace înainte de toate fraților.
Un sabat binecuvântat. Tată Ceresc, venim înaintea ta în această seară, la apusul soarelui, să ne bucurăm, Tată Ceresc, pentru bunătatea și iubirea ta, pentru cuvântul care l-ai pus la îndemâna noastră. Să-ți mulțumim pentru că tu ne-ai pus la dispoziție cuvântul tău, ne-ai pus spiritul profetic și vrei să ne scoți din eroare și ne avertizezi ca să nu fim înșelați. Vrem să-ți mulțumim pentru toate binecuvântele minunate care le reverși tu asupra noastră zi de zi, pe care noi nu le merităm, dar tu vrei ca să ne luminezi, să ne întărești, să ajungem oameni desăvârșiți și neprihăniți în împărăția ta. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru acestea și te rugăm în continuare să veghezi tu asupra noastră, să ne dea discernământ, să ne ajuți ca să studiem cuvântul tău cu toată puterea și cu toată inima, să căutăm să te cunoaștem cât mai mult pe tine, Tată Ceresc, și să ne încredem în tine din toate puterile. Tu cunoști fiecare suflet, cunoști tot ce există în lumea aceasta. Îți mulțumim, Tată Ceresc, ajută-ne să ne încredem în tine, că și tu ești la cârma Universului, la cârma fiecărei biserici, tu cunoști totul, Tată Ceresc. Ajută-i pe fiecare, Tată Ceresc, să te caute cu o inimă curată și să te poată găsi, măcar că tu ești aproape, și cu toții să putem fi pregătiți atunci când tu vei veni. Nu ne lăsa, Tată Ceresc, nici la dreapta, nici la stânga, ci întărește-ne ca să fim, cum ai spus, ai spus la Timotei, să fim demni și pregătiți pentru orice lucrare bună. Te rugăm pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru toți frații de pe grupurile acestea care caută adevărul, fii cu fiecare în parte și cu fiecare necesitate ce au ei, binecuvintează-i tu, Tată Ceresc, și întărește-ne pe toți să te putem sluji cu o inimă curată, din tot sufletul, să nu dăm înapoi în orice împrejurare, ci să fim credincioși în orice moment. Știm că suntem păcătoși, avem multe defecte, multe lucruri care trebuie reparate și alungate din viața noastră și din caracterul nostru. Te rugăm tu să ne ajuți la acestea. Îți mulțumim și pentru că tu ai pus în inima acestui frate ca să studieze acestea și să ne ajute și pe noi să înțelegem care este adevărul tău. Binecuvintează-i tu pe fiecare în parte și ne întărește pe toți. Pentru toate te-am rugat și îți mulțumim în numele Scumpului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Amin.